O comună întreagă din zona de munte a județului Buzău a fost terorizată ani la rând de un urs de aproape 400 de kilograme. În fiecare primăvară din 2015, fiara cobora din pădure după hrană și făcea prăpăd în gospodăriile oamenilor. Zeci de animale crescute de localnici pentru consumul propriu au fost sfâșiate de urs. De frică să nu dea și ei nas în nas cu moș Martin, localnicii rămâneau în case după lăsarea întunericului. Astăzi însă, ursul a fost omorât de vânători. Vă avertizăm! Urmează imagini cu impact emoțional. Numai anul acesta ursul a ucis din gospodăriile oamenilor din Comuna Colți șapte oi, trei miei și cinci porci. Mulți dintre cei rămași fără animale, după ce ursul le-a intrat în gospodării, au fost deja despăgubiți, însă doar pentru animalele ucise de fiară nu și pentru anexele distruse de acesta. O bătrână de la satul Mușcel i-a mâncat trei oi. Mi se rupea inima sărăcuța, că era și bătrână, n-are ce să facă. A primit aproape 1200 de lei, ceea ce eu nu îi zic bine. E rău că are paguba săraca, dar în schimb și-a primit banii. Același animal a făcut pagube și în alte localități de munte ale județului Buzău, de pildă Pănătău, Boziorul ori Valea Sibiciului. Astăzi însă, ursul care a îngrozit în ultimii ani sute de localnici din zona de munte a Buzăului a fost omorât. Ministerul Mediului emisese încă de la începutul lunii aviz de capturare, dar abia acum s-a reușit împușcarea lui. Este vorba despre un urs matur care cântărește peste 400 de kilograme.